Salutare tuturor și bun venit la un nou episod pe canalul 070. Astăzi suntem la Vivo în Polus și organizăm un eveniment super mișto în care toți pasionații de motociclete electrice pot să încerce modele din gama 070.ro. Ei bine, astăzi este o zi specială pentru că de dimineață am plouat și aveam mare emoții că nu o să se ține evenimentul, dar după cum puteți vedea, vremea ține cu noi și suntem foarte fericiți că putem să găzduim acest eveniment. Dacă nu sunteți familiar cu modelele pe care cei de la 070 le au în stoc, o să vă fac un short briefing și o să vă arăt exact care sunt modelele pe care oamenii le pot testa astăzi. Unul dintre modele este New M Plus Sport. Al doilea motor pe care lumea poate să-l testeze este un motor un pic mai avansat, dar se poate conduce tot cu carnet B sau mai teoretic se poate conduce ca și cum se conduce un scooter normal AM. Acesta este un Super Soco TC. Și vreau să zic că îmi place foarte mult designul la acest scooter care arată ca un motor. Aici, teoretic, ar trebui să fie un New, care este chiar acolo. Este un New N Pro și este unul dintre modelele mele preferate de la New. Este foarte puternic. După care avem două suroane care sunt puțin diferite. Aceste suroanuri de ce sunt diferite? Pentru că unul dintre ele este modificat, are alt controller. Și cu acel controller, acest suron devine cu totul și cu totul altă motocicletă. Este aproape de două ori mai puternică decât în mod normal și chiar o să facem un side-by-side comparison între un suron normal și acest suron modificat, așa că stați aproape pe canalul nostru pentru acel test. Mergem mai departe către cake-urile pe care le știți din toate videourile pe care le-am făcut. Mă bucur tare mult că cei de la 070 s-au încumetat să pun aceste motociclete la test, pentru că ele sunt foarte puternice și oarecum și periculoase, dar se pare că nu a căzut nimeni cu ele și că oamenii sunt foarte safe. Chiar mă bucur că oamenii au grijă și nu accelerează un pic mai tare decât trebuie, dar aceste motoare sunt absolut demențiale. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi și că ați reușit să simțiți din energia pe care noi am trăit-o astăzi aici. Pot să vă zic că acest eveniment a fost de succes, am întâlnit oameni super faini, ne-am distrat foarte tare, a fost o zi absolut minunată, cu toate că n-a fost cea mai însorită zi din an, dar vreau să vă zic că trebuie să stați aproape pentru că noi vom mai organiza astfel de evenimente și în alte orașe, până acum am mai făcut în Oradea și acesta din Cluj, așa că până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să ne dați un comentariu cu ce vreți să vedeți în continuare și un like. Vă pup, aveți grijă de voi și haideți la ride!